Bun, deci e prima dată când fac genul ăsta de videoclipuri în format landscape, deci îmi pare rău dacă așezarea camerei nu este cea mai potrivită. Salutare tuturor, sunt Panda. Probabil mă știți sub formă de streamerul ăla nevăzător care se bucură de jocuri cu sunete și chestii și stau prietenii lui și îl ajută și primește întrebări dubioase pe live stream-uri și, mă rog, probabil m-ați mai văzut pe TikTok sau pe Instagram sau chiar pe Twitch. Ei bine, da, suntem aici, suntem și pe YouTube. Ăsta este primul videoclip de genul ăsta pe care îl facem, pentru că, da, restul de videoclipuri pe care le-am făcut sunt momente de pe stream și long play-uri și alte chestii, dar am zis să facem un video mai lung și aici în care povestim diferite chestii. Deci, dacă vă place genul ăsta de videoclip, apăsați butonul de subscribe, dați acolo un like și să intrăm în pâine. Astăzi o să vă povestesc cum Dumnezeu s-a întâmplat să rămân eu fără vedere. Pentru că, da, multă lume mă știe sub formă de streamerul ăla Chior, care, din păcate, și-a pierdut vederea. Cum s-a întâmplat treaba asta? Păi hai să vă povestesc foarte, foarte pe scurt, pentru că știu și aici attention span-ul este foarte, foarte mic, deci trebuie cumva să mă grăbesc. M-am născut într-o zi de vară, mai exact pe 18 august 1997. Complet orb. Pentru că, da, în clipul pinului de pe TikTok nu eram sigur dacă m-am născut cu vedere foarte slabă sau total nevăzător, dar între timp mi-am întrebat părinții, măi, eu cum eram la naștere? Și ei mi-au spus că, băi, tu nu vedeai deloc la naștere. Ok, are mult mai mult sens acum. Părinții mei, văzând treaba asta că m-am născut total nevăzător și așa mai departe, care a fost primul instinct pe care l-au avut? Să se intereseze dacă mă pot opera. Bineînțeles, au sunat pe la clinici, au investit foarte, foarte mulți bani în controle, în tot felul de chestii de genul ăsta, au vândut și o casă, mai exact o casă în zona Băneasa, cine e din București știe, și au făcut pe dracu un patru să mă opereze. Zis și făcut, Panda se operează. Doar că părinții mei cumva nu au fost înștiințați de niște lucruri. Cum ar fi faptul că operația respectivă nu garanta vederea perfectă? Ok, nu au fost înștiințați de treaba asta, nu le-au zis, domne, noi îl operăm, dar să știți că nu o să vadă perfect și mai ales să nu uităm de cel mai important aspect, la un moment dat o să-și piardă vederea. Ei au fost înștiințați de lucrurile astea după. Ok? Pentru că dacă se știa de treaba asta, probabil ar fi căutat și prin străinătate. Menționez că am fost operat la Spitalul Militar. Ok? Spitalul Militar din București. Cine cunoaște știe, e total ok. Astea fiind spuse, Panda se operează. Operația după ce este gata, well, mi-a redat la un singur ochi, mai exact la ochiul stâng, mi-a redat cam 10, 15, 20% din vedere. Nu pot estima exact cât de bine vedeam, având în vedere că eu nu am văzut perfect niciodată. Iar cu ochiul drept nici nu se pune problema, n-am văzut niciodată absolut deloc. Bun, trece timpul, ok? Mă obișnuiesc așa, mă rog, mie mi se părea total normal cum vedeam eu lumea. Mi se părea mie pe la început ciudat că trebuie să merg la școli pentru nevăzători, până într-o zi când am o discuție cu maică-mea și mi-explică cum stă treaba cu viața mea, că măi, uite, tu ai niște probleme, tu nu vezi cum ar trebui să vadă un om normal. Am înțeles lucrurile astea destul de repede, chiar dacă mi le-a explicat la o vârstă destul de fragedă și am acceptat treaba asta. Trece timpul, trece școala, trece liceul și, bineînțeles, vine anul 2017. În 2017 am experimentat ceva foarte dubios. Și anume faptul că îmi aduc aminte și acum era o zi, ironic, tot de vară și a fost o lună plină. O lună plină foarte, foarte puternică. Țin minte și acum. Eram pe telefon, mă uitam la ceva videoclip de-a lui Dariel Red, nu mai știu exact ce videoclip, și m-am culcat. A doua zi când m-am trezit, by the way, înainte să vă spun despre trezit, trebuie să menționăm o chestie. Luna din acea seară era extrem de puternică, mi se părea insane de puternică, nu mai văzusem așa ceva în viața mea, mi se părea enorm de insane, literalmente. Atât mai mi-amintesc. Deci nu o să uit luna aia plină niciodată. Literalmente o lună care făcea lumină peste tot, literalmente. Nu percepeam așa ceva, nu mai văzusem în viața mea asta. A doua zi când mă trezesc, ceva era diferit. Nu am băgat de seamă prima zi, a doua zi la fel, ceva mi se părea diferit. Și faptul că mă trezeam în fiecare dimineață și observam ceva diferit a ținut cam până în 2000, finalul lui 2019, începutul lui 2020, cam așa când am realizat că, bă, lipsește ceva ce eu iubeam foarte mult. Unde sunt culorile? De ce nu mai văd culorile? Și vă dați seama că de acolo, well, mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Pentru că mi s-a spus că o să urmeze la un moment dat un proces de degradare. Ăsta a fost procesul de degradare, guys. Procesul de degradare care, începând din 2017 până în 2020, mi-a luat resturile de vedere. Cum am spus, eu nu am văzut niciodată bine, ce aveam eu erau doar resturi de vedere. Din 2020 n-am mai văzut absolut
deloc. Și cam asta e treaba. Mulți o să mă întrebați dacă se poate opera ce am eu. Nu se poate opera ce am eu, din păcate. Și mai mulți probabil o să vă întrebați ce fel de afecțiuni am eu. Ei bine, sufăr de vreo 5 sau 6 afecțiuni. Eu o să vă spun doar ce știu de pe fișa medicală, pentru că cu siguranță acolo sunt mult mai multe. Și anume, microftalmie, nistagmus congenital, cataractă congenitală, glaucom, atrofie de iris. Și da, cam așa a rămas Panda Lauru fără vedere, din păcate. E o poveste nu știu cât de tristă, cum am zis. Eu sunt total împăcat cu ideea. Nu sunt genul de om care să fie în depresie, să plângă pe gresie, să fie la modul mamă, frate, nu văd, oh my god. Nu. Important e să mergi cu capul sus în viață, important e să faci ceea ce te pasionează pe tine, cum pe mine, de exemplu, mă pasionează foarte mult gaming-ul și fac tot posibilul și trag chiar cu dinții să mă bucur în continuare de jocurile video, chiar dacă nu le văd. Așa trebuie să gândiți și voi, frate. Pur și simplu, mergeți înainte, nu vă gândiți că aveți o dizabilitate, nu vă gândiți că arătați nu știu cum arătați, nu vă gândiți că nu vă iubește nimeni și alte chestii. Mergeți cu capul înainte, cu siguranță o să găsiți ceva ce o să vă facă plăcere în viață și de care o să vă bucurați și multe alte chestii de genul ăsta. Viața e mult prea frumoasă ca să nu o trăiți. Într-adevăr, are și momentele grele, are și momente de supărare, are și momente de bucurie, dar până la urmă momentele astea ne fac să fim ceea ce suntem azi. Nu vreau să sun ca un guru din ăla de motivație personală sau alte chestii de genul ăsta, eu vă spun ce am trăit. Și credeți-mă, am trăit niște momente de nu le-aș dori nici la cei mai mari dușmani. Sau iar, cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, dacă îți place contentul de genul, dă un like, dă un subscribe, cum se mai spune pe aici, apasă pe clopoțel ca să fii notificat pentru postările viitoare și de asemenea mă găsești și pe Instagram la Pandalauru bară jos, pe TikTok la Aron Pandalauru și desigur pe twitch.tv/pandalauru în fiecare seară de la ora 8. Sper că v-a plăcut, până data viitoare, scrieți în comentarii ce ați mai dori să mai povestesc și facem.